Peste 1.000 de pelerini din țară și din străinătate au participat duminică 30 aprilie 2023 la Sfânta Liturghie oficiată în Biserica Mare a Mănăstirii Hadâmbu din județul Iași. Slujba a fost săvârșită de către un sobor de preoți și un diacon cu prilejul duminicii a treia după Paștea Mironosiților. Predica sărbătorii a fost ținută de către părintele profesor Ioan Mihoc, director emerit al Seminarului Teologic Liceal Ortodox de la Mănăstirea Neamț. Pentru că Hristos ne cheamă pe noi la bucuria cea veșnică. Ai o bucurie de aceasta ca Irod că l-a ucis pe Sfântul Iacob? Ai o bucurie ca evrei că l-a ucis pe Mântuitorul? Ce trecătoare a fost această bucurie a lor pentru că Mântuitorul a înviat? Și Sfântul Iacob a fost și el înălțat la ceruri împreună cu toți Sfinții? Și bucuria adevărată este bucuria care ți-o aduce ție Hristos, pentru că El învind ne aduce nouă bucurie, bucuria cea veșnică. Părintele Ioan Mihoc a ținut să-l felicite la final pe arhimandritul Nicodim Gheorghiță, starețul Mănăstirii Hadâmbu, cu prilejul împlinirii a 59 de ani de viață. Avem mare bucurie să fim împreună și mare bucurie am eu personal ca să fiu împreună cu Părintele Stareț, care, pentru care am venit astăzi aici, nu numai pentru el, bineînțeles, pentru sărbătoarea de astăzi, dar
ca să ne întâlnim, să-i spunem că îl iubim și să-i spunem și Maicii Domnului să nu-l părăsească niciodată din iubirea sa, ca să poată să facă lucrul Domnului aici pe pământ, așa cum îi spuneam Părintelui Stareț, mai primim așa din când în când vești despre ce lucrează Părintele Stareț și eu îi spun, eu nici nu pot gândi atâta cât pot sma tale lucra. Deci nu am timp să gândesc câte proiecte le aveți întotdeauna în lucrare și aici la Mărăstire și peste tot în România și în Basarabia și am văzut ultima lucrare frumoasă la Horodnic, acolo unde s-a sfințit o troiță frumoasă. Vrem pentru toate să-L felicităm și să ne rugăm lui Dumnezeu împreună cu dumneavoastră, împreună cu toți cei care-L iubesc, ca să-I dea bunul Dumnezeu sănătate, să-I dea Dumnezeu putere de muncă, să-L ferească de ispite grele și să-I dea biruință în tot ceea ce pornește pe pământul acesta și să aibă bucuria femeilor mironosițe care le alergau cu picioare vesele, cum spune cântarea, să alerge și părintele cu picioare vesele spre împărăția lui Dumnezeu. Întru mulți și fericiți și binecuvântați ani, Părinte Stareț, să rămână. Cântăm toți, mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Părintele Stareț Nicodim Gheorghiță a mulțumit tuturor pentru că s-au rugat împreună la acest moment de sărbătoare și a amintit de începuturile grele ale așezării monahale din Dealul Mare. Să știți că mai tot timpul când am avut depus capul pe un număr, l-am găsit la Părintele Director Mihoc. Și toate bucuriile și încercările le-am împărtășit, spunându-le, mărturisindu-le chiar prin telefon, deseori părintelui Ioan, părintelui director. Este o mare binecuvântare pentru noi toți, încă ne aflăm în bucuria învierii lui Hristos, până la înălțare și nu numai, în fiecare duminică este bucuria învierii lui Hristos. Țin să mulțumesc bunului, milostivului Dumnezeu pentru tot și toate cele revărsate asupra acestui sfânt așezământ, asupra noastră tuturor și atenție mare, un cuvânt foarte, pentru mine, înălțător, care nu l-am mai primit până astăzi. Cel mai mare dar de la Dumnezeu am primit astăzi, prin Maica Domnului, cred că a trimis acest cuvânt în mintea Părintelui Director, să nu mă părăsească Maica Domnului niciodată. De mic copil am iubit-o, am prețuit-o, n-am făcut nimic fără binecuvântarea Maicii Domnului, de altfel,
V-am mai spus eu deseori că Maica Domnului este stareța locului, stăpâna locului, de aceea tot ce am făcut cu binecuvântarea Maicii Domnului, fiind și stăpâna locului, știm bine că Maica Domnului a înzestrat această frumoasă mănăstire cu patru sfinte altare, închinate Maicii Domnului, începând de la monumentul istoric Nașterea Maicii Domnului, această frumoasă catedrală, cum a numit-o prea fericitul când a fost în vizită, acoperimântul Maicii Domnului, altarul de vară, izvorul tămăduirii și celălalt paraclisul, Sfântul Ierarh Nicolae, Nicodemice Sfânta Tismana, care știm bine că a fost un loc pustiu a nimănui. Am făgăduit, măicuța Domnului, dacă ai să mă ajuți să termin, să închei tot ce la Hadâmbu, să mă ajuți să continui ceea ce am gândit, să fiu în slujba celui sărman și la bisericilor sărace prin Cătune. Și măicuța Domnului, bă, când dă șansa aceasta și această mare binecuvântare, unde din puținul trimis de la Bunul Dumnezeu, prin dumneavoastră, prin a doua oști care sunt fiii mei duhovnicești, mă duc din colț în colț, acolo e nevoie de puținul ajutor care ne-a trimis, că m-a ridicat dintr-o ruină. Și atunci nu poți să uiți atât timp cât te-a ridicat și te-a scos, unde am vețit într-un tun de 3 metri, să pot eu să mă uit la un preu dintr-un cătun care n-are ce mânca, care n-are cu ce să-și îmbrăca copilașii și care nu are măcar un clopot la biserică sau o cruce pe Sfânta Masă. Asta îmi doresc până la mormânt. Atât dar cer la Maica Domnului. În rest, sănătatea este și viața un dar divin de la Dumnezeu. Trebuie să mulțumim cu toții pentru acest dar mare. Între director, îl putem numi și chitorul locului, fiindcă știți prea bine prin ce am trecut noi, până am văzut clopotele din Germania sus acolo, la locul lor, și deși părinte era în suferință, nu s-a lăsat până a urcat în turnul clopotelor să le vadă cu ochii sfinției sale. Și la sfințirea clopotelor a fost părintele director și pe această cale țin să-i mulțumesc. Părinte, știi că îl prețuiesc foarte mult. M-am gândit să slujim împreună cu părinții rugători. Trebuie să recunosc că am împătrânit împreună unii. Ați văzut câte lucruri frumoase. Ne-a ajutat Măicuța Domnului și am făcut și am îmbătrânit și vreau să vă mulțumesc și să vă sărut mâinile tuturor. Dar în ultimul rând, amici oști destoinici care o am încredințată de Maica Domnului și fiii mei duhovnicești care atât de dragi îmi sunt, părinții direct, n-am cuvinte să vă spun, Maica Domnului mi-a trimis oameni cu suflet curat și majoritatea fiilor mei duhovnicești sunt ctitorii la clopote. Mulțumesc încă o dată, Bunul Dumnezeu, Maicii Domnului, pentru cei 59 de ani de viețuire, pentru cei 33 de ani de viețuire la Hadâmbu și, dacă nu-i cer prea mult, prea curate, Maicii Dumnezeu, aici să-mi fie mormântul. Vă mulțumesc încă o dată la părinții slujitori, împreună rugători. Sunt foarte bucuros că sunt bun prieten, părinții director, cu părinții de mir. Și să știți că m-aș bucura până la sfârșitul vieții mele să am aproape. Și dați-mi voie, părinților direct, să mulțumesc la două familii din straja de data aceasta, care îmi sunt mie dragi și ne-au devenit și ucenici. Pentru prima dată din acolo, unde vin din Dulcea Bucovina, eu sunt Laurean Vicovan, dar mama mea este născută în straja și acești doi tineri, aceste două familii, s-au gândit să ofere masa de astăzi tuturor pelerinilor, prezenți pentru iertarea păcate, să spun sănătate, dar nu ultimul rând pentru cei răposați. Familia Chira Petru și Vasile împreună cu familia. Vă mulțumesc destinse doamne primar a comunii noastre Mironeasa, care putem să recunoaștem părinților directori, ne este aproape fiică duhovnicească de 33 de ani. Doresc tuturor la mulți ani, că azi este o zi frumoasă pentru dumneavoastră, gospodinilor, ziua mironăsiților femei. Arhimandritul Nicodim Gheorghiță a interpretat apoi, alături de credincioși, câteva pricesne închinate Maicii Domnului. Să, măicuță, să perim pe cale, căci noi suntem fii lacrimilor tale. Pentru noi, păcătoși, mai
toată inima creștină, o Marie, la biserică să vină, o Marie, sfântă-te, Marie, cu toții, ne rugăm.